Ok. Hai, pornește. Ce părinte irresponsabil ești că lași copilul de 6 ani să tundă iarba. Fiul meu tunde de la 5 ani. Are acest dispozitiv care permite spălarea cuvei pe interior. Practic aici se conectează un furtun cu apă. Amândouă, atât modelul termic cât și modelul electric, au autopropulsie. Vă salut, oameni buni, și bine v-am regăsit la un nou clip în care vrem să vă arătăm o comparație între aceste două superbe mașini de tuns gazon. Aici în partea dreaptă este un clip din acela Versus. Aici în partea dreaptă avem mașina de tuns gazon Roris, modelul RX333S cu motorul Brinze Stratton. Și aici în partea dreaptă avem mașina de tuns gazon electrică cu acumulator, modelul RX RI 4645AE. Așa arată ele una lângă cealaltă, să vă faceți o idee despre cum arată fiecare în parte puse față în față. Și acum haideți să vă spunem ce ne place la fiecare în parte și probabil ce nu ne place, deși nu prea avem ce să nu ne placă, pentru că amândouă sunt bijuterii. Haideți să începem cu prima, cea din dreapta. În primul rând, e bine de menționat că aceasta are un motor termic, adică un motor pe benzină. Este de 140 de cm cubi și are 3 cai putere acest motor. Acesta este un motor electric cu perii. Nu am găsit nicăieri la specificații ce putere în kilowați are acest motor, dar poate că nu m-am uitat eu bine la specificațiile tehnice. În ceea ce privește lățimea de lucru, ambele mașini au lățimea de tăiere de 46 de centimetri, la fel și înălțimea de lucru. Din câte mi-aduc aminte, parcă aceasta are o înălțime un pic mai mare. Îmi place mult că acest model are aici maneta aceasta de reglare a înălțimii. Vedeți cum este? Mânerul arată foarte bine, este ergonomic, așa arată și mânerul la acest model termic. Ce ar mai trebui să vă spun? Coșul colector acesta are, dacă nu mă înșel, 60 de litri și acesta are 50 sau 55 de litri, am spus în clipul precedent, dar parcă 50 de litri. Un lucru care mi-a plăcut foarte mult la modelul acesta este acest suport de pahare. Chiar dacă este o hipstereală, acest suport de pahare, vă spun că l-am folosit de câteva ori și chiar este, cum să zic eu, e o senzație așa tare plăcută să poți să tunzi iarba și să ai o sticlă de bere acolo în acest suport aici. Probabil din cauza faptului că aici în această zonă este butonul de pornire, nu a mai putut fi pus acel suport pentru pahare, dar nu este un capăt de țară. Amândouă, atât modelul termic cât și modelul electric, au autopropulsie. Vedeți? Au două manete, fiecare în parte, v-am arătat și la acela în clipul dedicat modelului RX333S. La fel și aceasta are două manete și este extrem de important din punctul meu de vedere ca o mașină de tuns gazon în anul 2023 să aibă autopropulsie. Nu știu, eu nu aș mai putea să mă întorc niciodată la o mașină de tuns gazon care să nu aibă propulsie, adică să stai să împingi la mașină. Amândouă sunt concepute sau ideale pentru suprafețe
undeva între 500 și 1000 de metri pătrați. Aceasta este parcă recomandată pentru 1000 de metri pătrați, aceasta este pentru 600 de metri pătrați. V-am mai spus într-un clip precedent, coincidența face că eu am fix 600 de metri pătrați de iarbă. Și acum haideți să vă spun și câteva aspecte legate de design, pentru că vrem sau nu să recunoaștem, de multe ori facem alegeri în funcție de designul obiectelor pe care vrem să le cumpărăm și contează foarte mult. Aceasta, din punctul meu de vedere, arată foarte, foarte bine. Are un aspect așa foarte futurist cu acel motor cocoțat acolo și dacă puteți observa și voi, forma coșului colector a fost modificată. Vedeți, are aici, are aceste curbe și este mai rotunjit, arată mult mai bine, parcă are așa o formă de 8, o formă de infinit dacă o privești de sus. Ori aceasta este un pic mai așa, mai dreaptă, mai cu forme mai brute. Vedeți, are linii destul de drepte. Coșul colector este drept de la cap la cap. Și în ceea ce privește culorile, mi se pare mult mai interesantă combinația aceasta, cuva neagră și elemente de gri și portocaliu specifice Ruris. Apropo, ambele cuve, atât aceasta cât și aceasta, sunt din metal, nu din plastic. Și acesta este un aspect care contează foarte mult, pentru că nu știu cine își dorește în zilele de azi o mașină de tuns gazon care să aibă cuva din plastic, care se poate sparge și, Doamne ferește, utilizatorul se poate răni. Un aspect care mi-a plăcut foarte mult, îmi place în continuare, bineînțeles, la acest model, este că are acest dispozitiv care permite spălarea cuvei pe interior. Practic aici se conectează un furtun cu apă, cu o mufă rapidă, pornești mașina și cuțitul și presiunea apei curăță cuva pe interior. Ori la această mașină, la acest model de mașină, lipsește acel dispozitiv care ar fi permis, nu știu, probabil din cauza faptului că motorul este electric și exista riscul să se producă un scurt circuit. Acum, în ceea ce privește zgomotul, acesta fiind electric, clar, este mult mai silențios și o să facem acum o probă, o să tundem amândoi și eu și fiul meu, pentru că asta e și ideea, fiecare cu mașina lui. Care este mașina ta preferată, tati? Asta, ok, este mult mai silențioasă. Acesta are, îmi place foarte mult acel zgomot, zici că este motor de asta de Harley Davidson când pornește. Așa cum bine știți, cele mai bune, cele mai performante motoare din lume pentru mașini de tuns gazon sunt cele de la Honda și cele de la Brinza Straton. Sunt foarte, foarte curios. Cei de la Ruris mai au în gama lor de produse încă 3 modele care sunt echipate cu motoare Honda. Mi-ar plăcea să fac o comparație între Brinza Straton și Honda, motoarele Brinza Straton și Honda. Consumul, până acum nu am mai folosit decât o dată această mașină și mi-a ajuns un acumulator încărcat full. Mașina este prevăzută, vedeți, cu două spații pentru doi acumulatori, însă ea vine doar cu un acumulator și eu am reușit să tund o suprafață, da, atât partea din spate cât și partea din față cu un singur acumulator. Aproximativ, zic eu, undeva la 400 și ceva de metri pătrați. În schimb, această mașină, având un motor termic pe benzină, chiar dacă rezervorul este destul de mic, are o capacitate destul de mică, are un consum foarte, foarte mic. Cu un plin la această mașină, aș putea să tund, cred că, nu știu, mai bine de 2000 de metri pătrați. Însă, per total, ca și avantaj pentru mine,
Faptul că aceasta are acumulator și trebuie doar să scot acumulatorul din mașină și să-l pun la încărcat fără să mai trebuiască să mă duc până la benzinărie să iau benzină, pentru că asta este, cum să zic eu, drama, una dintre dramele vieții mele. De fiecare dată uit să iau benzina, am multe utilaje și de cele mai multe ori când mi-e lumea mai dragă, mă trezesc că nu mai am benzină și hop, trebuie să mă urc în mașină, trebuie să mă duc să iau benzină. Și da, este un lucru foarte, foarte ok să poți să pui acumulatorul la încărcat și să-ți vezi de treabă fără să mai ai grija consumului de benzină. La fel, un alt avantaj major pe care îl are această mașină în comparație cu cealaltă este că scap de grija schimbului de ulei. Da, eu sunt genul de om care am grijă de absolut toate utilajele mele pentru că sunt jucăriile mele. Acum că s-a făcut mai măricel puiul meu, sunt jucăriile noastre și întotdeauna am respectat tot ce înseamnă întreținerea unui utilaj și schimburile de ulei. Bun, acum că v-am spus câteva comparații, avantaje și dezavantaje, deși subliniez din nou, la niciuna dintre ele nu aș putea să spun că este vreun dezavantaj, adică, nu știu, comparând cele două mașini cu aproape orice model de mașină de tuns gazon din piață, fie electric, fie benzină, pe acesta cel puțin mi se pare un motor fabulos, o mașină de tuns gazon fabuloasă, este exact ceea ce își dorește un pasionat de cum să zic eu, de grădinărit care își dorește să aibă un gazon întreținut. Iar despre asta o să mai trebuiască să o mai testez și să mai treacă un pic de timp și foarte probabil peste un an, doi, o să pot să îmi spun părerea exact așa cum este ea, nefiltrată. Vedeți voi, în acest moment, cea mai mare problemă la mașinile de tuns gazon, la utilaje în general, pe acumulator sau la mașini auto, autoturisme pe acumulator, aceasta este problema numărul 1. Acumulatorii, nu știm exact în timp. Ok, avem la autoturisme, avem Tesla, avem, eu știu, toate celelalte mașini. Însă nu avem examenul timpului care să ne spună cât de eficiente sunt mașinile sau, nu știu, bateriile, acumulatorii în timp. Pentru că asta am luat-o acum 3 ani, am folosit-o și va merge cu siguranță, dacă este bine întreținută, va merge și peste 10 ani, doar să-i schimb uleiul și să-i pun benzină. În schimb, aici, cu acumulatorii, este foarte probabil ca acumulatorii să cedeze după o anumită perioadă, este foarte probabil, să spun prostii, și noua generație de acumulatori să fie foarte eficientă și să reziste mult și probabil că în timp va evolua tehnologia și vor apărea acumulatori mult mai eficienți care pot fi înlocuiți, adică să-i înlocuiască pe cei vechi și mașina să poată fi folosită bine mersi mulți ani de acum încolo, însă așa cum v-am spus, timpul va fi cel care va spune care sunt mai eficiente, motoarele termice sau motoarele electrice. Tati, da. Ne apucăm și noi de treabă? Da. Cu care vrei să tunzi tu? Știi că asta e treaba mea. Da? Ok. Fiul meu o să tundă cu mașina aceasta. Știu că probabil acum, după acest clip, o să fie destul de multe voci care o să spună: ce părinte irresponsabil ești că lași copilul de 6 ani să tundă iarba. Fiul meu tunde de la 5 ani cu această mașină, tunde singur iarba, eu doar îi pornesc motorul și el tunde, se descurcă de unul singur. Eu sunt genul de om care, când eram copil, la 5 ani călăream calul și făceam multe alte lucruri pe la țară, pe la bunici, și prin București și așa mai departe, și nu vreau să-mi țin copilul departe, să spun: aoleu, stai că nu poate copilașul meu să tundă, nu. I-am explicat tot ce înseamnă norme de siguranță, să nu pună mâna acolo, să nu pună picioarele acolo, să nu atingă aia, și știe exact ceea ce face și, bineînțeles, întotdeauna tunde sub supravegherea mea. Pentru început voi pune acumulatorul la mașina electrică, întrucât a fost la încărcat.
Aceea are benzină de săptămâna trecută, deci n-a mai trebuit să-i pun benzină. Asta e poziția corectă. Și acum veți auzi efectiv cum pornește fiecare în parte. Ia stai puțin. Hai să auzim mai întâi motorul cum pornește fără. Acesta este doar sunetul motorului. Efectiv, motorul când se deplasează mașina. Însă am omis la clipul de prezentare să fac, cum zic eu, să fac o diferențiere între sunetul motorului efectiv și sunetul când este motorul pornit, dar sunt pornite și cuțitele, pentru că am observat la această mașină că aproximativ, nu știu, 70-80% din zgomotul pe care îl produce în momentul în care este în sarcină, zgomotul este de la cuțite, nu de la motor. Ascultați și voi. Și acum haideți să vă arăt cum pornește motorul cu tot cu cuțite. Acum să stai puțin, tati. Apăs. Diferență cât de tare se aude în momentul în care pornesc cuțitele. Și acum haideți să vă arăt cum pornește aceasta. Diferență uriașă în ceea ce privește nivelul de zgomot. Deși nu este foarte zgomotoasă aceasta, pentru că motorul este unul foarte bun, este un motor foarte eficient și nu este foarte zgomotos, dar în comparație cu modelul de mașină cu motor electric, nici nu încape comparație. Este mult, mult, mult mai silențios acel motor decât acesta. Bun, haideți să... Da. Hai să lăsăm pe treapta 2. Eu am lăsat-o deja pe treapta 2. Lăsat-o pe treapta 2? Da. Ok. Hai, pornește. Mai rapid!
Ne-am distrat de minune. Cum a fost, tati? A fost distractiv? Da. Da. Îi place atât de tare să tundă iarba. Așa cum ați observat și voi, în primul rând, aceasta este, în comparație cu cealaltă, este mult mai zgomotoasă, deși, repet, a mea oară, acesta este un motor foarte silențios pentru că merge foarte frumos, este un motor foarte eficient, Brinze Stratton. Și al doilea aspect pe care nu l-aș fi sesizat decât, nu știu, decât atât, doar acum, în situația în care am făcut, cum să zic eu, o liniuță împreună, ați observat și voi, viteza la autopropulsie este mult mai mare la modelul electric decât la modelul termic. Eu n-am sesizat când am făcut testul prima dată cu această mașină, nu am sesizat că are viteza de deplasare mai mare sau că asta până acum, timp de 3 ani, ar fi avut viteza de deplasare mai mică, așa cum puteți vedea ambele. Au viteza de deplasare maximă, atât aceasta cât și aceasta. Tati, ai umblat-o la asta? Da. Da? Am înțeles că era lăsată pe viteza maximă. Deci este clar că asta se deplasează mult mai repede. Și un alt aspect pe care l-am omis în prima parte cu comparația, îmi place foarte mult acest model electric pentru că în momentul în care pleacă de pe loc, autopropulsia este, nu știu, a fost gândită atât de bine încât nu pleacă brusc. În schimb, la aceasta, mi se pare că pleacă un pic mai brusc roata. Când apăs pe pedala de autopropulsie, simt că roata parcă mușcă așa din pământ și în momentul în care este pământul, iarba udă, pământul ud, atunci este riscul să distrugă iarba. Dar îmi place mult mai mult aceea care are plecarea mai lentă de pe loc, nu are plecare bruscă. Scrieți-ne în secțiunea de comentarii ce comparație ați vrea să mai facem între, sau ce test ar trebui să mai facem între cele două mașini de tuns gazon, cu motor termic și motor electric, și o să ținem cont și cu siguranță o să facem. Cam atât pentru azi, sper că v-a plăcut acest clip, sper că v-a fost de folos anumite informații, vă salutăm și vă transmitem toate cele bune!